Salutare și bine am găsit la un tutorial mai nou pe acest canal. În acest clip vă voi arăta cum să adăugați mașini add-on pe serverul vostru de pe IVM, indiferent că e pe host, indiferent că e pe localhost, e aceeași metoda de adăugare, așa că vă ajut ca să apăsați butonul de like, dați un subscribe și un share ca să ajungeți la 300 de abonați și desigur că o să mai fac tutorial din acestea și haideți să începem. Bun, avem aici site-ul 5mods, căutați frumos 5mods. Și dați aici la vehicle, oricum o să vă las linkul în descriere, linkul general. Și în special, voi ca să adăugați, aveți de nevoie de mașini add-on în acest caz. Mai există și Replace și 5M Ready, care deja sunt făcute de că puneți folderul în resources, dar start la resources și aia e. Dar că eu o să vă arăt 5mods cum se face de la început, de la zero. Bun, deci am dat aici la add-on și căutăm o mașină care să ne placă și să scrie neapărat aici, în paranteze, add-on. De exemplu, eu am găsit acest Ferrari Portofino, l-am deschis aici în acest tab. Dați frumos să-l descărcați. După ce vi s-a descărcat, apăsați pe el și vedeți că vi se deschide astea, deci dați pe extras. Pe Porto 18 și după cum puteți vedea, deja. În acest caz avem direct DLC RPF, care este resursa de care avem noi nevoie. Neapărat aveți nevoie de aplicația OpenIV pentru a băga mașini pe serverul vostru. Deci o să fac și un tutorial cum să instalați OpenIV. După ce vi s-a descărcat, faceți frumos resursa de aici în spațiul acesta gol. Și vedeți că vi s-a adăugat aici data x64 content XML setup 2 XML. Noi acum trebuie să creăm un nou folder pe desktop sau unde vreți voi. Și numim cum se numește mașina, nu știu, să zic Portofino. Așa. După aia mergem în data și aceste 4 foldere le tragem în Portofino, în folderul de la mașină. Ne asigurăm că sunt puse. Și ca să vedem cum se numește, în fapt să o să văd după. Trebuie să mai creăm încă un nou folder stream, neapărat să fie cu litere mici. Stream. Bun, ne ducem back și dăm pe X64, pe vehicles RPF. Și toate acestea le adăugați, nu contează de la o mașină alta, sunt diferite, ori 3, ori 4, depinde. Variază între 3 și 4. Le luăm pe toate și le tragem frumos în stream. Bun, ne asigurăm că sunt puse. Aici nu mai avem nevoie. Și neapărat, trebuie să deschidem frumos în CPU. Trebuie să mergem și la la mașini showroom și adăugați unde vreți voi, eu o să adaug la altele. Și ca să meargă mașina, aveți nevoie de o resursă. Mergeți în orice folder de la mașini și copiați resursa aceasta. Eu am deja salvat în calculator, așa că nu o să am nevoie. Decât o să bag folderul de la Portofino aici. Îl deschid după ce unde s-a pus. Aici îl deschid, bag stream-ul frumos și acum trebuie să copiem resursa, nu știu unde am pus-o eu, uitați-o aici, o punem aici și acesta este deocamdată la mașini. Trebuie să le mutăm aici, deschidem un fereastră mare. După ce ați făcut acești pași, mergeți înapoi la resources și mergeți la VRP și căutați VRP showroom. Ia să vedem unde este. VRP showroom mai e o... Și mai vedem. Bun. O dată ce ați intrat în VRP showroom, o să trebuie să mergeți prima dată la CFC și la showroom.lu. După cum puteți vedea aici, sunt categoriile de la showroom. Eu v-am să te adaug la altele, cum adăugat și la pașii trecuți, deci la altele, copiem, nu știu, orice paranteză de aici, o copiem,
Enter. Și acum o să numim cum vrem noi aici. Ferrari. Dar aici, după cum puteți vedea, unde scrie MGT, este codul mașinii care, după care se spawnează pe server. Deci o să trebuie să mergem din nou în VRP, în mașini, mașini showroom, la altele. Deschidem folderul Portofino, deschidem folderul Stream și vedem aici. Bine, este o față să deschide Stream și vă uitați, copiați aici, dați rename și copiați acest nume sau mergeți în care variations meta și o să vedeți că este același nume. Hai să-l copiem de aici ca să fim mai sigur, dar oricum e același nume. Acum mergem frumos în resources, ne-am pus Ferrari Portofino, dăm control V, control save. Dar ca să ne apară și o să mai trebuie să mai mergem în CFG showroom, ai multe copii cu tot. Deci îl copiem de aici, închidem acest folder, mergem din nou resources, VRP, VRP show, numele o să schimbăm. Mergem frumos în client Lua, jos de tot la altele. O punem după formula NGT. Control U, așa. Control save, după ce am adăugat și aici, ca să ne apară o dată după ce o cumpărăm, trebuie să ne apară în garaj. Ca să ne apară în garaj, trebuie să mergem în VRP. Deci, asta, la resurse, VRP, VRP din nou, la CFG și la garaj.lua, garaj.lua. Îl deschidem. Mergem la house garage și dacă vreți să-l puneți la VIP, dați control F și căutați VIP. Și după cum puteți vedea aici sunt mașini VIP. Bugatti Chiron e pentru... Nu Bugatti, pardon. Camaro ăsta e pentru VIP 4, ăsta e pentru VIP 3. Adică puteți pune un ce garaj vreți voi. Dar eu, de exemplu, vreau să-l adăug pentru civil. Așa că o să intru din nou ca să se reseteze. O să intru la House Garage. Copiez una din asta. Control V. Și acum din nou trebuie să mergem la mașini showroom, altele, Portofino, Car Variations, Control-C. Bun, hai să mergem aici, nu aici, unde mă, aici, așa. Frumos, aici este numele după cum se spawnează mașina, după cum v-am spus. Aici o numiți cum vreți. Aici o să numesc Ferrari Portofino, cum e ea. Portofino, aici nu știu cât să coste, dar eu îl las așa. Bun. După ce am adăugat și în CFG showroom Lua, și în client Lua la showroom, și în garaje.lua, eu zic că nu mai avem nimic de făcut decât să-i dăm start la server și... Asta să nu se poate ceva aici, dăm frumos să restart. Aici închidem că nu mai avem nevoie. Și deocamdată așteptăm până se deschide serverul. Bun. Dăm frumos pe lege de România Rolbe și ne conectăm. Hai că m-a dat și pe mine bine. Ceva nu este bine, pentru că nu ne apare garajele, dar hai să vedem dacă ne apare în showroom măcar. Ferrari Portofino.
Uitați. Deci, un showroom este. Acum, ca să vedem ce problemă are un garaj. Acum, am uitat și starport-ul final, dar nu contează asta. Deschidem și USCP. Of, dar niciodată nu e... Nu... Niciun... Mă rog, nu contează. Așa. Nu, garajul nu va trebui. Și am venit pentru că am dat eroare și când am dat start la ea și pentru că eu am pus numele folderului total greșit aici la resurse la mașini. Trebuie să scrieți la folder la mașini, deci intrați în folder, dați pe car variations și copiați numele acesta. Deci îi dăm frumos copy și ca să meargă dați rename și control V, enter și aia. Acum mergem din nou în resurse, mergem în mergem în server CFG porto frumos start control V save. Acum zic că merge și revin când intru pe server. Bun, am revenit, să sperăm că merge la asta, că nu mai chiu să mai fac altceva. Dar am făcut tot ce a ținut de mine. Da, hai că sunt bună. Așa, sunt bun. Deci dacă mergeți de aici, înseamnă că se meargă și de aici. E, sunt bun. Deci, sunt bun, băieți. Deci, dai, n-ai ce să, n-am ce să mai comentez. Și dacă vrei să meargă mai repede, nu așa, nu facem așa, dacă vreau să meargă mai repede. Dăm repede un disconnect. Să sperăm că mai știu cum se face. Gen, dacă mai știu cum se face la mașină, să meargă mai repede. Mergem din nou în WinSCP. Mergem în resurse. La mașini. Showroom. Altele. Portofino și mergem la handling meta. Căutăm, acum să mă apropii că nu știu care era. Doamne, reține-mă. Infinitial drive force, nu e asta. Ce am făcut aici? F initial driver max flat ăsta. Nu, să nu punem 250, punem 450. Control save. Și atâta. Acum am mai ajuns să dăm cât un save, un restart la server. Până am revenit pe server să vedem acum dacă merge mai repede. Dacă fuge. Ia. Da, se mișcă mai repede. Se mișcă. Hai să dăm un test pe autostradă. Opa, hai să curăm. Opa, nu. O să încep de tăia la edit la videoclipul ăsta pentru că am am dat două failuri din cauza la atenție mea. Hai că are și frâne dacă e ceva. Băi, ce interviu la 200 la oră nu reduce așa repede. 250-60 km.
Snap. Am dat apă. Nu trebuie să mă dat apă. Așa. Ice White. Nu dă ori cu Ice White. Să trebuie să dă pe roșu. Nici pe la nimic nu dă ori. Nici pe galben, hai că... Bă, uitați, vine pe galben pe asta. Nu e direct. Oh, dar roșu... Roșu e roșu la Ferrari, n-a vrut ce zice. Roșu este roșu, pe leu. Fuck you. Lost white. Așa da. Wheels. Nu uite aici, ați văzut color. Ați modific, da. Hai să dăm... Lava aia fie și mașina. Accesorii, custom, nu avem. Red. Și Windows. A, și să și eu capotăm înapoi, așa de mult. Duceam. Nu cred că puteți să capotăm. Aia. E... Eu zic că e foarte. Ba, dar nu știu ce să vine așa mult de ori. Am aterizat. Hai că am aterizat bine, într-un fel. Mai de la showroom și aia că încheie lui de-o plecă. Bun, cam acesta a fost videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uita să apăsați butonul ăla de like, un subscribe și un share ca să ajungi la suma de suma de 300 de abonați, spuneți-mă. Și cam acesta a fost videoclipul, mai degrabă tutorialul. Dacă v-a plăcut, vă rog să lăsați în comentarii dacă mai vreți și fac cu mare plăcere. Pa, pa.